Un nou caz în care un afroamerican este ucis de poliție în SUA este vorba despre Andrew Brown Jr., un bărbat din statul Carolina de Nord din SUA care a fost împușcat în timp ce se îndepărta de polițiști la volanul mașinii sale. Andrew Brown Jr. a fost rănit mortal de un polițist venit să-i prezinte un mandat de percheziție la Elizabeth City, mic oraș din acest stat din sud-estul SUA. Potrivit unor martori, Andrew Brown a fost împușcat în timp ce se îndepărta de polițiști la volanul mașinii sale. În vârstă de 40 de ani și tata 10 copii, el nu era în armată, a afirmat familia. Moartea sa survine la o zi după verdictul istoric din procesul polițistului Derek Chauvin, găsit vinovat de 3 capete de acuzare, între care și omorârea lui George Floyd la Minneapolis, în Minnesota.